Implicat în scandalul sexual ar fi și în al preasfințitul Teodosie. Numele acestuia a fost menționat într-una dintre conversațiile dintre deputatul exclus din PSD și Cristi Călin. Cel din urmă, fost student la teologie, este acuzat acum de arhiepiscopia Tomisului de calomnie. Arhiepiscopul Tomisului, înalt preasfințitul Teodosie, se leapădă de Aurel Bălășoiu și transmite că nu este implicat în scandalul sexual care îl are în centru pe deputatul exclus din PSD. În alt preasfințitul Teodosie nu are legătură cu cazul deputatului Aurel Bălășoiu, pe care l-a văzut doar la slujbele oficiate pentru un bolnav apropiat al deputatului. Au transmis reprezentanții Arhiepiscopiei Tomisului. Mai mult, Arhiepiscopia îl acuză de calomnie pe Cristi Călin, cunoscut drept călugăr amant. Dacă cineva acuză pe înalt preasfințitul Teodosie, trebuie să prezinte și dovezi, altfel acuzele devin calomnii. Avem serioase îndoieli cu privire la credibilitatea informațiilor pe care Cristi Călin le lansează cu referire la înalt preasfinția sa Teodosie, câte vreme, după cum însuși declară, acționează din frustrare pentru faptul că a fost exclus din monahism și exmatriculat de la două facultăți de teologie, urmare a unui comportament dovedit incompatibil cu morala creștină. Calomnie, comerț neautorizat, port ilegal de uniformă clericală, Actualmente, făcând parte dintr-o biserică pirat, nici de cum din Bor, iar în Arhiepiscopia Tomisului a fost depistat anul trecut, colectând ilegal bani în numele bisericii, se mai arată în comunicatul Arhiepiscopiei Tomisului. Declarațiile vin în contextul în care numele înalt preasfințitului Teodosie a apărut în spațiul public invocat de Cristi Cătălin, în timpul unei convorbiri cu deputatul Aurel Bălășoiu. Doi părinți, o intras Serviciul Român de Informații pe fir. Serviciul Român de Informații a anunțat. Președintele României, prim ministrul României, Președintele Camerei Deputaților, Patriarhul României, Arhiepiscopul Calinic de la Argeș, Arhiepiscopul Teodosie, Episcopul Visarion. Înțelegi? Sunt noti oficiale, nu mai ai ce face. Pa!